gol pușcă, mă arunc pe public. După aia se trezește din vis. Ce te-a făcut să scoți cămașa? Bă, dar ce repede te-ai îmbrăcat-o? Am încercat să-mi pun în valoare toate aturile pe care le am. A făcut și striptease. A făcut și striptease? Da. Banchet. Era surpriza serii, cum ai zis. Da, da, da. Și așa cum papion, venea îmbrăcat în polițist, nu? Da. Tot ce cerea. Da? În doctor. Eu cred că după preselecția asta, nu știu cum se va întâmpla, nu știu ce cred acum colegii tăi despre tine, îți vor da, da, nu mă interesează. Dar indiferent ce s-ar întâmpla, am o relație la Insula Iubirii. Deci tu poți fi ușor, poți fi cea mai tare tentație din Insula Iubirii. Deci... Accept, dar cum nu am mai mers niciodată acolo, mi-aș dori să vă am și pe dumneavoastră alături. Nu, 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 nu. Asta e propunerea. Nu, nu, nu. Orian. Tentație. Te-ai scos din foame. Cam de tentație, care ești tu. Te-ai scos din foame. Nu sunt de părtezi, iubit. Nu am experiență prea mult. Nu se fugă femeile, să se apropie femeile. Păi el să le prinde și când încolo. Haț! Bă, dar ce șmecher te-ai făcut de la o vreme, mă, băiatule. Ca publicitatea, domnul Trenciu. Vii să faci knoc, knoc, knoc și când încolo. Haț! A venit ca un mielușel. A venit ca un mielușel. Ăsta e Sergiu. Carlos Drinț, ăsta e Sergiu. Nu poți vedea asta în fiecare zi. Așa că, nu știu, mie mi-a plăcut. Eu m-am simțit bine. Și eu, și eu. Complexat, dar bine. Chiar dacă suntem bărbați, noi ne-am simțit bine, să știi. Da. Arăți excepțional și recunosc chestia asta. Cine n-ar vrea să aibă un abdomen ca tine? Sau eu. Un pectoral ca tine? Eu nu vreau. Minți. Eu am o căsnicie stabilă. Domnul Ștefan, asta sunt investiții de ani de zile, nu? Mulțumesc, asta obții printr-un an la sală. Asta sunt ani de muncă. Alexandru, îmi dau haina jos, rămân în cămașă și spun nu. Eu cred că chiar dacă nu a fost foarte bine vocal, cred că e suficient de bine ca adăugând tot restul și nu vorbesc de piele, ci de atitudine și prezență în general, poate e și foarte, foarte, foarte fain. Așa că eu spun da. Mulțumesc! Puișor? Puișor! Aici suntem la X-Factor, totuși. Răspunsul meu este da. Mulțumesc! Tensiune maximă. Văd că sunt mai multe voci de bărbați în sală. Femeile stau sfioase și bărbații... Da, 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 da. Pentru că bărbații ascund că sunt complexați și femeile ascund că le-au plăcut. Hai să mergem mai departe. Ce să fac? Ce să fac? Ce să fac? Au venit mulți oameni aici care n-au făcut spectacol. Și eu cred că dacă vei pica în mâna uneia dintre noi, te poate corija. Nici nu știu ce să zic. Că stau aici de oră! Uite, încă un bărbat aici care zice da. Ideea este că m-am dorit să creez un moment memorabil, un moment pe care să-mi rămâne și mie. A fost memorabil. Ok. În orice caz, jurizarea a fost memorabilă. Dragul meu, poți face o figură mult mai bună la Insula Dragostei. De aceea îți voi da un nu. Ok. Nu-mi poți o credere. Am venit să vă rugăm să-i dați un da. Da, mai de... Tocmai am dat nu. Ce? Puteți să vă mai gândiți un pic. Da, no. Se pot face multe cu abdomenul ăla, Horia. E păcat de Dumnezeu pe cuvânt. Vă dați seama cum ar arăta prima lui copertă de album? Poate să o pună și în dungă. Haideți, domnule. Haideți. Am zis nu. Dar de ce? Bine, mă, da! Da! Da, mă, da, asta e! Da, mă, stau, da! Du-te! Du-te, hai! Mulțumesc! Hai să trăiți, da, asta e! Scoate cămașa, tinere! E un personaj. Vrei numai de-al naibii să-l treci ca să vezi ce face data viitoare. Asta e, na. Eu am doar doi nepoți. Cum să nu le fac pe plăcere?
Știi cât de mult îi iubesc pe ăștia doi? Probabil că asta va fi consemnată drept întoarcerea lui Magellan, film artistic, drept întoarcerea răspunsului dintr-un nou în da, dar după cum știu telespectatorii, mi-e place spectacolul. Iată că am făcut și eu o premieră în cadrul acestui sport internațional X-Factor în mai multe țări. M-am răzgândit la presiunea nepoților pentru prima dată. Să vedem ce se va întâmpla în sezonul viitor. Am să vin cu un nepot. Ceva îmi spunea că o să insiste cei doi. Și am zis și eu, am făcut și eu pe niznaiu. Am zis nu, nu, nu. Și după aceea de dragul tău m-am întors.